Mai avem proiectul de dotare a actualului spital de infecțioase cu echipamente, mai avem câteva produse de achiziționat, respectiv dezinfectanți pentru mâini, suprafețe, și sperăm să-l terminăm undeva la sfârșitul lunii martie. Mai avem în implementare și proiectul pentru cele 92 de unități școlare, unde s-au procurat tot așa materiale de protecție sanitară, măști, mănuși, dezinfectanți pentru suprafețe.